Bună ziua! Numele meu este Nucu Alexandru Marica și sunt medic urolog în cadrul Centrului Medical Anastasios din Cluj-Napoca. În acest video voi vorbi despre infecțiile urinare, o patologie frecvent întâlnită, mai ales în rândul persoanelor de sex feminin, dar nu numai. Sunt multe întrebări pe care pacienții le au în legătură cu infecțiile urinare, mai ales datorită faptului că sistemul urinar masculin și feminin diferă din punct de vedere anatomic. Voi încerca să răspund la cât mai multe întrebări, iar dacă mai aveți alte curiozități sau nelămuriri, aștept să îmi scrieți în comentarii. Sistemul urinar este alcătuit în mare din rinichi și uretere ca organe pereche, vezica urinară și uretră. Urina formată la nivelul celor doi rinichi trece prin uretere și ajunge la vezica urinară, unde staționează pentru perioade scurte de timp, după care este eliminat în timpul actului de urinare, prin uretră. Dat fiind faptul că uretra la femei este mai scurtă și se află în apropierea orificiului anal, persoanele de sex feminin sunt mult mai predispuse infecțiilor urinare, bacteriile având o distanță mai scurtă de parcurs până la vezică. În mod normal, urina este sterilă. Totuși, bacteriile pot să-și facă apariția în urină pe două căi. Din exterior, pătrund prin uretră și călătoresc spre vezică, iar apoi pot ajunge până la rinichi, sau din interior, prin intermediul sângelui, pleacă din altă zona a corpului. Prin urmare, infecția urinară înseamnă că microorganisme de regulă bacterii pătrund și se dezvoltă în sistemul urinar, în uretră, în vezica urinară, Nuretere sau în rinichi. Ele își fac apariția în urină, iar cea mai des întâlnită dintre bacterii este Escherichia coli, urmată de Klebsiella sau Enterococ. În funcție de zona pe care o afectează, infecția de tract urinar poate fi catalogată drept înaltă, afectând rinichii și cauzând pielonefrita, sau joasă, afectând uretra, adică uretrita, Vezica urinară, adică cistita, fiind cea mai frecventă dintre patologii, sau prostata, determinând prostatita. Cel puțin jumătate dintre femei prezintă măcar o infecție urinară de-a lungul vieții, iar până la o treime dintre acestea au episoade recurente. Infecțiile de tract urinar apar mult mai frecvent la femei decât la bărbați. Deși obstrucția produsă de hipertrofia prostatei face ca bărbații cu vârstă peste 50 de ani să aibă o incidență a infecțiilor de tract urinar comparabilă cu cea a femeilor de aceeași vârstă. Factorii de risc pentru cistita acută, cel mai comun tip de infecție, includ contactele sexuale frecvente, incontinența urinară, diabetul zaharat, utilizarea recentă a unei diafragme cu spermicid igiena intimă necorespunzătoare, un sistem imunitar slăbit, consumul redus de lichide sau amânarea mersului la baie, a golirii vezicii sau sarcina. Trebuie știut că infecțiile urinare nu sunt contagioase, însă femeile active din punct de vedere sexual prezintă un risc mai ridicat al acestor afecțiuni. Și în cazul copiilor, afecțiunea se registrează mai mult în rândul fetelor, Lăsate netratate, aceste infecții urinare pot conduce la lezarea permanentă a funcțiilor rinichilor, dar și la hipertensiune sau insuficiență renală. Acesta este motivul pentru care este bine să consultați un medic de specialitate de îndată ce apar simptomele. Femeile gravide sunt expuse la infecții urinare, dat fiind schimbările hormonale care au loc în organism. Și pentru că uterul care crește în dimensiune se află deasupra vezicii urinare, îngreunând scurgerea urinei în vezică. În cazul femeilor gravide, infecția urinară poate să nu aibă simptome, adică bacteriurie asimptomatică. De aceea se vor face regulat analize de urină. Infecția urinară din timpul sarcinii este foarte important să fie tratată pentru a nu cauza complicații și anume Infecția reniichiului sau pielonefrita care poate duce la naștere prematură. Bărbații cu adenom de prostată de mari dimensiuni pot prezenta infecții urinare care se datorează retenției cronice de urină. Deseori aceasta poate duce și la inflamarea testiculelor, adică epididimită. Astfel, tratamentul va fi unul acut pentru rezolvarea infecției. Iar ulterior ne vom îndrepta atenția către rezolvarea cauzei. Infecțiile urinare nu produc întotdeauna semne și simptome, însă atunci când se fac prezente, ele nu trebuie ignorate. Nevoia urgentă și persistentă de a urina, senzația de arsură la urinare, urinarea frecventă în cantități mici, urina tulbure sau închisă la culoare, urina cu miros puternic, urinarea cu sânge sau durerea pelvină la femei sub buric, în special în centrul pelvisului și în jurul zonei osoase pubiene. Uneori pacienții se pot prezenta cu febră, dureri lombare bilaterale, stare generală alterată sau chiar simptomatologie gastrointestinală. În cazul în care constatăm că prezentăm unele dintre simptomele de mai sus, este necesar să mergem la medicul de familie sau medicul urolog. Se vor efectua analize de urină, în urma cărora medicul stabilește tratamentul adecvat. Bandeletele urinare sau sumarul de urină indică prezența unei infecții, în timp ce urocultura arată bacteria care o cauzează și poate determina și direcționa tratamentul către antibioticul potrivit. În anumite cazuri, doctorul poate solicita suplimentar unul dintre testele imagistice precum ecografia renală, urografia, tomografia computerizată sau examenul RMN. Atunci când sunt tratate cu promptitudine, infecțiile urinare inferioare duc rareori la complicații. Este așadar foarte important să vă prezentați la medic dacă manifestați simptome specifice acestora. Uneori, complicațiile infecțiilor urinare pot fi severe, precum infecțiile urinare recurente sau infecțiile care apar de mai mult de ori într-un interval de 6 luni sau 3 în ultimul an, mergând până la pielonefrită, care conduce la inflamarea rinichilor, nașterea prematură sau greutatea scăzută a fătului în cazul femeilor însărcinate, uretritele recurente la bărbați care pot duce la angustarea uretrei, sau chiar sepsisul, adică infecția generalizată care, netratată corespunzător, poate fi fatală. Prevenirea infecțiilor sau profilaxia este un pas important în tratamentul infecțiilor, mai ales în rândul celor recurente. Cea mai bună metodă de prevenție a infecțiilor urinare este igiena locală. De asemenea, este important să purtăm lejerie din bumbac și să nu amânăm mersul la toaletă. Medicii pot recomanda profilaxia imunoactivă sau, pentru femeile aflate la menopauză, ovule cu estrogen. Tratamentul infecției urinare se stabilește după consultul clinic și obținerea rezultatelor investigațiilor, analize, cât și alte examinări. Tratamentul este individualizat cu antibiotice și medicamente antiinflamatorii. În cazurile ușoare, tratamentul poate dura una 3 zile, în timp ce infecțiile moderate spre grave pot dura câteva săptămâni. Este posibil ca medicul să recomande și un analgezic pentru a reduce din durerea la urinare. Pentru cazurile severe, se administrează antibiotice intravenos la spital. Deși subiectul abordat astăzi este unul complex, am încercat să-l explicăm în mare, astfel încât dumneavoastră să înțelegeți importanța lui. Mesajul transmis este că atât femeile, cât și bărbații și copiii pot manifesta infecții ale tractului urinar. Tratat de corespunzător, acestea nu ne pun în pericol sănătatea. Este important. Ca în cazul apariției simptomelor urinare, să ne prezentăm la medicul de familie și, dacă e necesar, la medicul urolog pentru a le trata. Doresc să subliniez faptul că nu este indicat să urmăm tratament antibiotic după ureche, fără recomandarea medicului, deoarece acest lucru va duce la un tratament necorespunzător al infecției cât și în timp va determina apariția rezistenței la antibiotice, țara noastră fiind fruntașă la acest capitol. Asta înseamnă că atunci când vom avea cu adevărat nevoie, nu vom mai găsi medicamente antibiotice care să își facă efectul. În concluzie, doresc să vă mulțumesc pentru interesul acordat și să vă urez multă sănătate!